Cel mai important eveniment dedicat securității cibernetice Moldova Cyber Week 2018 se desfășoară la Chișinău în perioada 29 octombrie-2 noiembrie sub patronajul Guvernului Republicii Moldova. Evenimentul reunește experți, profesioniști în domeniile securității cibernetice, a crimelor informatice, precum și reprezentanții ai mediului universitar, oferind noi posibilități pentru stabilirea parteneriatelor în spațiul online, la nivel regional și internațional. Un eveniment de maximă importanță pentru sectorul IT, dar și pentru întreaga societate modernă. Particip de fiecare dată la evenimente care sunt legate de domeniul tehnologiei informației, pentru că țin personal foarte mult la acest domeniu, dar și pentru că, în calitate de prim-ministru, cred că acesta este un sector în care Republica Moldova trebuie să investească dacă își dorește dezvoltarea economică. Totodată, tehnologiile informaționale au devenit o parte indispensabilă a activității noastre cotidiene și în aceste circunstanțe, securitatea și cultura cibernetică trebuie să fie pentru guvern, dar și pentru noi toți, o preocupare permanentă. La fel și pentru sectorul public, pentru că și în sectorul public și la nivelul de administrare a statului ne oferă posibilitatea să administrăm administrarea proceselor mai eficientă, tranzacțiile, fluxurile bănești și așa mai departe. Odată cu apariția acestor oportunități, este clar că apar și riscuri și dacă nu reușim să observăm apariția acestor tehnologii, uneori nu reușim să observăm apariția și riscurilor și nu suntem pregătiți pentru ele, pe când trebuie să fim pregătiți atât la nivel privat, companiilor private, cât la nivel de stat. Pe de o parte, ne dorim să asigurăm un nivel de transparență și totodată să eficientizăm toate procesele care au loc în universitate. Pe de altă parte, apar diverse provocări formulate chiar de revoluția digitală prin care noi toți trecem. Moldova Cyber Week 2018 include prezentări și workshop-uri tematice care au drept scop construirea unui viitor digital securizat. Pe parcursul a 5 zile, participanții vor discuta despre ultimele tendințe în domeniu, căile de răspuns la amenințările din spațiul cibernetic și regulile de comportament în mediul virtual. Un subiect aparte se va referi și la creșterea nivelului de conștientizare și informare despre riscurile la care sunt expuși copiii în mediul online.